Uitați-vă ce de roșu și verde aveți, parcă a explodat un elf aici. Ce repede s-a întunecat. Apropo de întuneric, de ce e Destiny în negru? Destiny! Ai venit până la urmă. Ești gata să intri în spiritul Crăciunului, să faci ornamente? Am venit pentru o gustare. Calmează-te, fetiță. Care e problema ei că nu înțeleg? Știi ceva? Cred că știu ce e în regulă cu ea. Și eu am fost așa. Nu mai are elastic la pijamale. Ce are Destiny acum? Se numește anxietate de vârstă. Doarme până târziu, crede că nimic nu-i tare, nu vrea să participe. Exact așa eram și eu. Erai? Destiny are nevoie de o iubire dură. Și dacă e ceva la care mă pricep, e să fac chestii super drăguțe, într-un mod super nervos. Ei, cine i-a furat elasticul? Hei, Gwen, ești gata pentru o privire a magiei de Crăciun? Am rugat-o pe mama să-mi trimită o grămadă de decorațiuni. O coroniță pentru ușă! Pentru a primi toți vizitatorii noștri. Fructe festive sunt otrăvitoare. Dar cred că nimic nu spune mai bine intră ca o mână din fructele demonice otrăvitoare. Continuăm! Uite! Cea mai magică parte a sărbătorilor! Luminile de Crăciun ale familiei? Hook Sour! Chiar trebuie o magie ca să descurcăm alea. Nu-ți face griji, nu va dura mult. Leagă-ți imediat pe astea. Nu știam că imediat înseamnă 7 ore. Iar eu nu știam că-ți poate intra o așchie în gât. Ia uite cum învățăm chestii. Gwen, știu că pentru tine au fost grele iernile. Fără mâncare, căldură, lumină. Dar lasă ca ce urmează să simbolizeze primii pași într-o călătorie fericită. Foarte fericită. Ascultați-mă, fiți gata să primiți niște veselie. Să fie lumină. Nu spune nimic. Nu voiam. Vești bune, Destiny! Noi două vom cânta clopoței la spectacolul de Crăciun din seara asta, știu, nu? Yeah! Pariez că e un zâmbet pe acolo. Ava, nu am chef să fac nimic. Mai ales să când colinde de Crăciun. Nu vrei, te rog, să mă lași în pace? Nu, nu te voi lăsa pentru că am încercat asta ieri și clar nu a funcționat. Și oricum, deja ne-am înscris și să nu uităm de adevărata semnificație a Crăciunului. Să faci ce zic eu. Bine, voi cânta cu tine la spectacol? Abia aștept! Wow! Asta s-a întâmplat repede? Sunt bună!